Îmi este foarte greu să vorbesc după pierderea care am suferit-o a unicului meu copil, dar împrejurările în care a avut loc acest accident și cele care le-am descoperit eu m-au determinat să ajung la dumneavoastră și să fac un apel și pe această cale, și pe cale scrisă, și pe cale video, la toți cei care au cunoștință dinainte de accident, din timpul accidentului sau după accident. Orice relație mi este bună, am dat și un număr de telefon, îl dau și acum, 0740-639-625, să fiu contactată. I-am făcut și o pagină de Facebook special pentru Coco, Coco Focșani, și aștept detalii de la cei care au fost prezenți, că eu am ajuns târziu și sunt multe lucruri care sunt cu semn de întrebare în moartea copilului meu. Eu consider că a fost, din indiciile care sunt, o moarte plănuită. El a plecat din bar cu o persoană necunoscută, cel puțin așa au afirmat toți băieții din bar, inclusiv domnișoara, doamna care era la bar, care servea, într-o mașină cu număr de Ialomița. O știu din relațiile care le-am primit la privet de la băieții care erau la masă cu el. Chiar mi-a spus unul din ei, doamnă, m-am uitat cu atenție la număr pentru că Coco urca într-o mașină străină și nu știam cine este. Număr de Ialomița, s-au gândit că tatăl lui este din Ialomița și că ar fi rude de la Ialomița. Legat de zvonurile cu cumpărarea de mașini, nu știu nimic, noi nu umblam să căutăm mașină, nu rezultă nici din telefoanele, din telefonul care este la mine acum, nici din mesaje, că el atunci vroia să cumpere mașină, nu știu, poate a fost o chestiune de moment, poate cineva a venit și s-a oferit că vinde o mașină. Era o situație, problemă cu mașină la noi în familie. Tatălui are mașină și noi fiind despărțiți, în fapt, tatălui are mașină și umbla cu mașina tatălui, lui chiar atunci o avea la bar, la ușa barului, iar mașina mea era sechestrată. Și, într-adevăr, în familia noastră era un coșmar, eu fiind și bolnavă, și el fiind cel care trebuia să ducă greu, era greu fără mașină. Mașină sechestrată pentru datorii care nu sunt reale, cu acțiuni în instanță. Chiar în ultima contestație am depus-o pe 13 dimineață, în care am arătat șirul de nereguli care au fost privind această sechestrare a mașinii. Oricum, este tot o mafie auto, care ne-a lovit și în 2009, când mi-au spart și mi-au luat o mașină în leasing. În continuare, dacă să aș putea să fac o paralelă între cumpărarea acestei mașini sechestrate și voința fiului meu de a cumpăra acum o mașină, să știți că și eu în 2011, după ce mi-a fost furată, practic, prin infracție acea mașină în leasing, de la DIICOT, de la parchet, mi-a spus că o să fiu despăgubită. Da. Despăgubirea fiind luată în 2009, despăgubirea a fost în 2011 și probabil dacă s-ar fi întâmplat și atunci ceva, s-ar fi zis că eu eram căutătoare de mașini. Eu în 2011, atunci tot nu căutam mașini, dar mi s-a oferit din partea lui cumnata mea că să cumpăr o mașină ieftină, cum am auzit și acum că i-a oferit și lui o mașină ieftină. Așa, și am făcut acte la mașina asta care apoi a fost sechestrată și când am făcut plângere în continuare la DIICOT împotriva soluției procurorului, mi s-a spus că am primit mașina, nu mai am ce să mai fac plângere. Bun, deci am vrut să arăt că este o continuitate a acestei mafii auto. Deci, revenind la cazul din 13 februarie, deci una a fost plecarea lui cu o mașină, v-am spus număr de Ialomița, că de acolo era tatălui, deci a fost cu intenție pus numărul. Am constatat după vederi din filmările postate pe internet că în momentul impactului numărul mașinii era un număr roșu, un număr de Vrancea.
Am umblat în noaptea aia și chiar și a doua zi disperată. Nu am primit relații, că cert este decedat fiul meu. Chiar a doua zi ajunsesem la morgă și să semnez, adică mi se întindea o foaie să semnez acordul pentru autopsie și eu nici nu-l văzuse și am spus ce să semnez. Mi-a spus că este acolo sub ceașaf. Eu nu știam ce aveau ei sub ceașaf acolo. Și am văzut în acel moment. M-au dus, a venit poliția, a fost mult prea târziu, după accident, pentru că m-au spus ei că nu m-au găsit. Deci, dintotdeauna, privind imobilul nostru, a fost o problemă. Adresa pe care o am eu la imobilul de domiciliu mai există la un imobil din Focșani, într-o altă zonă a orașului, care nu este proprietatea noastră, dar are aceeași adresă. Când autoritățile vor să ne găsească, ne caută la adresa de domiciliu, iar când nu vor să ne găsească, ne caută la cealaltă adresă, unde au povestit polițaii că și acum m-a căutat și nu m-a găsit. M-a luat poliția, m-a dus la urgențe, nu m-a dus nici de cum să-mi arate și să-mi spună mare lucru de băiatul meu, ci m-a dus probabil să mă adoarmă. Oricum, eu am în memorie de la nașterea acestui copil, care provine din Gemeni și când a scos pe celălalt decedat, atât am auzit, făi plegomazin intravenos și m-au adormit. Mi-am amintit de acele momente, am refuzat tratamentul și am spus că nu vreau să dorm, vreau să-mi caut copilul. Am luat totuși jumătate de tabletă. M-am gândit că totuși trebuie să mențin totuși psihicul, trebuie să lupt pentru el. M-am mai liniștit, mi-au spus, de la UPU mi-a spus că nu este înregistrat, la morga n-am avut acces, la morga spitalului nu m-au lăsat gardienii, mi-au spus că e la medicul legal, am plecat noaptea atunci cu taicăsul prin curtea spitalului spre medicul legal, au tăbărât câinii pe noi, n-am putut să ajungem, ne-am întors înapoi în curtea spitalului, am luat-o în jur pe drum. La medicul legal era închis, era întuneric, am urcat pe ambele trepte, nu era nimeni. M-am întors la locul accidentului înapoi și am plâns și am strigat după el. M-am dus acasă, că am auzit, mi-au spus de acolo că sunt imagini pe internet. M-am dus acasă, mi-am listat imaginile după internet și am venit din nou la locul accidentului să văd cu exactitate unde este decedat, ca să pun lumânările. Aveam impresia cum era julit un copac și stâlpul că era în dreptul copacului, el fiind în dreapta, lângă șofer. Am constatat că de fapt era la stâlp, am mutat lumânările dincolo și am stat și m-am gândit unde aș putea să aflu și m-am dus la stația de salvare. Am intrat, m-am abținut să nu plâng ca să pot să primesc relații, să nu mă vadă agitată și am întrebat de accident. Era o asistentă, a spus că n-a fost ea la locul accidentului. Dar ce mă interesează? Și am spus că dacă ar fi fost viu, de doar vătămat, mi-ar fi spus de la OPU. Zic, mă interesează numele celui decedat. Și atunci mi-a spus că pe cel decedat îl cheamă Chivu Costel Virgil. Mi s-au umiat picioarele, dar m-am abținut în continuare. Mă gândeam la cum am văzut o mașină dezrobită, mă gândeam că l-au adunat capul dintr-o parte, mâinile dintr-o parte, că nici n-am să pot să-l pun în sică. Și am mai întrebat, zic, doamne, nu vă supărați, dar în ce zonă? Constatarea decesului s-a datorat bun accidentului, dar unde a fost lovit? Și mi-a spus că cutia toracică, sunt leziuni la cutia toracică incompatibile cu viața. Da, mi-am închipuit, asistentă medicală fiind, asta și m-am gândit și mi-am închipuit un torace zdrobit, un accident grav, asta a fost, nu se mai poate face nimic, și că este la medicul legal. Am rezolvat în noaptea aia, n-am dormit toată noaptea, mai aveam un copil mic luat, am dus copilul de acasă ca să nu asiste la supărarea mea. M-a contactat cei de la poliție, m-am dus la poliție, împreună cu un domn de la poliția rutieră. Am fost la medicul legal. La medicul legal, așa cum v-am relatat anterior, am solicitat să-l văd. Am zis că nu semnez nimic până nu văd ce este sub ceașa. Probabil dacă era altcineva,
mai puțin pregătit așa și probabil așa se obișnuiește să se semneze fără să se vadă ce semnează. Mi-au ridicat, m-au dus în sala de autopsie, mi-au ridicat ceașaful după capul băiatului. Am tras de ceașaf și m-am uitat să-i văd pieptul. Am pus mâna pe el, l-am luat în brațe, chiar mi-au zis că îl dau jos după targă. L-am pipăit pe tot corpul, avea un corp frumos, cum îl știam eu acasă, fără nicio leziune, întreg. Avea doar o leziune la buză, care apare și în sicriu, în pozele din sicriu, care le-am și făcut, sunt, și o leziune la șoldul drept, mai mare, cam cât o palmă, ca o coajă de copac, ca o zgârietură. În rest, nu avea nimic. M-am uitat în cap, când m-am gândit, zic, o lovitură așa puternică, nu avea nimic. Și atunci mi-a spus că trebuie făcut autopsia. Familia, prietena lui, că avea o prietenă, urma să se căsătorească, și prietena lui i-au spus că să nu mai fac autopsie. Din câte știu și eu de la el, că eu am dorit autopsia mamei mele, și el spunea că dacă e moartă, să știe de ce boală este moartă, de ce să mai fie tăiată. Dar și mi-au spus că nu. Este un caz medico-legal, este obligatorie autopsia. Fiind neconcordanțele astea între diagnosticul pe care mi l-a comunicat Salvarea și starea fizică, aspectul fizic pe care l-am văzut, am zis totuși ceva nu este în regulă. Să-mi pun și eu un medic legist parte, deci plătit de mine. Am solicitat la medico-legal la Vrancea o listă cu medicii legiști din țară. Am spus că o să revin a doua zi, mi-a fost greu să plec fără el acasă. Mi-a dat o listă fără numere de telefoane mobile. Nu știam că trebuia dată cu telefoane mobile, dar m-am chinuit, am căutat pe internet adresele institutelor și serviciilor județene unde am sunat, și medicii, când i-am contactat pe fiecare, adică nu pe fiecare, dar majoritatea mi-au spus că, doamnă, de ce vă chinuiți prin centrală? Că listele de la medicină legală sunt date cu numerele noastre de telefoane. Da. Asta a fost, m-am chinuit, am contactat pe toți de la Mina Minovici, care nu mai erau încă, care nu mai lucrau, deci erau listă veche, deci nu mai făceau, nu mai intrau în autopsii ca experți parte. Cei de la Galați mi-au explicat că este o zonă apropiată de Vrancea și că preferabil este adus dintr-o zonă mai îndepărtată de Vrancea. Am sunat Iașu, la fel nu am găsit, mi-a promis cineva, Iova parcă, nu mai știu, un medic care deja era în autopsie, o doamnă, așa, și când a ieșit din autopsie m-a contactat, eu chiar atunci eram la poliție, când trebuia să merg să semnez pentru așa, și a spus că nu poate veni repede, dacă era ceva programat, dar așa repede nu se poate deplasa la Vrancea. Și am zis, la insistențele familiei și chiar și dorința mea de a mă duce acasă, am acceptat să-i să fac autopsia, am semnat. Au intrat la autopsie, am așteptat la ușă, am dat telefon la pompe funebre, au venit cu sicriul și cu, erau plătite cu o zi înainte și cu hainele. Am așteptat să-l îmbrăcăm, l-am îmbrăcat și când am luat corpul lui acasă, mi-au dat și un act constatator al decesului. Având și studii juridice și fiind și asistentă medicală, deci o parte o știam, actul constatator al decesului se dă în momentul decesului de medicul care constată decesul. Eu nu știu cine a fost atunci în stradă și nici acum. N-am știut atunci și nu știu nici acum. Pentru că acesta constatator mi l-a dat odată cu sicriu, deci pe data de 15 la ora 3 și jumătate după amiază. Oricum, la 3 și jumătate după amiază nu mă puteam duce să iau certificatul de deces. Am ajuns acasă și a doua zi m-am dus după certificatul de deces. Când m-am dus să scot certificatul de deces, mi-a spus că nu se poate să-mi dai certificatul de deces, pentru că nu s-a anunțat că actul constatator trebuia făcut în 48 de ore și certificatul de deces scos tot în 48 de ore. Mi-am spus că n-am știut, eu trebuia să știu, nu. Vă întoarceți la parchet,
vă duceți la parchet, deci aveam băiatul pe masă acasă, am umblat o zi întreagă pe jos, că n-am mașină, mașina o am sechestrată. Așa. Și mă vă întoarceți la parchet și la poliție să vi se dea adeverințe de înregistrare tardivă a morții. M-am întors la poliție, de la poliție mi-a dat pentru parchet și apoi și poliția și parchetul ca să, pentru primărie, să pot să scot certificatul de deces. E vorba de parchetul de pe lângă judecătoria Focșani. Am luat, nici nu m-am uitat care parchet, am luat ca să pot să scot certificatul de deces. După aia chiar nu m-am uitat pe hârtie, l-am luat să mă duc dincolo la primărie. Când m-am uitat pe, și tot în ziua aia, mi-au dat telefonul mobil, lanțul de la gât și cheile ce au găsit la băiat. A doua zi, deci mi-au dat atunci, am fost și la parchet și fiindcă nu era încă îngropat și fiindcă acele diagnostice din certificatul de constatare a decesului nu puteau fi diagnostice din momentul decesului. Deci de la medicul legal mi-au scris diagnostice care erau puse după ce se făcuse autopsia. Deci la fața locului nu puteau să constate atunci leziuni interne ale băiatului, ale copilului meu. Probabil de aceea nu mi s-a dat actul constatator al decesului, pentru că acel diagnostic nu corespundea cu situația reală și fiindcă eu am știut și am protestat că nu este adevărat, este neconcordanță între diagnosticul, ce mi l-a spus așa, salvarea, de aia probabil nu l-am primit. Pe scurt, e foarte greu să scurtez la ceea ce am văzut. Deci eu, copilul meu nu a fost reanimat. De pe filmările din postate, eu am auzit țipătul copilului meu, ceilalți doi erau duși la spital, deci altcineva în mașină nu era decât a lui era. Am auzit de asemenea pe trotuar, în acel moment când se făcea descarcerarea, când era scos copilul meu, când prieteni de-ai lui, dar cunoscuți, nu știu că prieteni sau cunoscuți, au spus că, uite, acum îl scoate pe Coco, măi, ce-o fi cu el, spune unul, la care altul spune, da, l-a scos, dar uite, l-a scos și cu lumânarea lângă el. Deci, cumva și lumânarea era pregătită. Deci, dacă el a țipat în acel moment, i s-a pus într-adevăr, că mulți au spus că a fost reanimat, da, avea, ăla era un electrocardiograf, deci, și i-a făcut o electrocardiogramă. Asta nu înseamnă, și aici este o chestie prin care ei au vrut să-mi arate mie, mamei, care mă știe că sunt o războinică, să-mi arate că s-a făcut ceva la fața locului și i-au lăsat o electrozi pe piept. Și când am fost la morga și când am spus, Doamne, că pieptul lui n-are nimic și am spus, uitați, Doamnă, îmi spune cel de la morga, are doi electrozi. Da, s-au pus doi electrozi să se facă o electrocardiogramă, dar nu s-a făcut resuscitarea lui. Deci nu s-a făcut. Eu n-am văzut manevre de resuscitare la fața locului. În orice caz, ca o concluzie, nu știu, am vorbit, da, sunt multe de spus, probabil voi mai reveni altă dată. Am vorbit cu supraviețuitorul care a stat, Marius, din cunoștință de a băiatului, care a stat în spate în mașină, care a fost internat în terapie, transferat în chirurgie și externat. Am vrut să aud de la el, pentru că l-am plâns pe copilul meu, dar n-am putut să aud nimic, cum s-a întâmplat, cum au ajuns în mașină, de ce, când circula cu viteză mare, de ce n-a spus nimeni nimic. Așa, mi-a spus că el a insistat să urce în mașină, că șoferul nu vrea să-l ia decât pe Coco. N-a mai vrut să mai ia pe nimeni de la acea masă. El era afară, lângă mașină și a insistat și apoi a zis, hai, urcă și tu. Așa, că în mașină nu s-a vorbit nimic. Zic, cum, dar dacă era un vânzător și un cumpărător, nu vorbeau, e bună mașina, îți place, cât costă, o iei, nu o iei, vrei să vezi cum frânesc, cum opresc, cum pornesc. Nu, a spus că a fost o tăcere perfectă în mașină cât s-a circulat, că efectiv erau cuvintele lui Marius, că erau efectiv hipnotizați, că atunci a intervenit și mama lui și i-a spus, mamă, te-am mai întrebat de atâtea ori, te întreb și cu doamna. Dar voi, când ați văzut viteza aia, nu i-a spus să meargă mai încet și el a spus că nu putea vorbi.
Și singurul lucru care s-a vorbit în mașină și a fost un traseu destul de lung. De la bar ieșit pe la Kaufland, am mers, am văzut să mă uit după camere pe traseul lor, au intrat prin Peco, în fine, și până la accident. Deci pe un traseu atât de lung, băiatul din spate spune că a auzit doar atât, dacă dorește și Coco, băiatul meu din dreapta, să urce la volan. Și l-am întrebat și el ce a zis. Și a spus că nu a răspuns niciodată fel, băiatul meu. Deci, efectiv, eu am ajuns la concluzia că în acel bar ei au primit, sau cel puțin el, a primit ceva înainte de a se urca în această mașină. El nu este un copil atât. Da, într-adevăr, este vulnerabil, el este mai credul. El întotdeauna spunea că eu exagerez, el întotdeauna spunea că este într-un grup bun, că el cu prietenii nu va păți nimic niciodată, dar totuși să nu aibă niciun fel de reacție, nu mi-o explic. Din tot ceea ce am povestit și din așa, fac un apel acum, din ce am văzut pe internet și am reținut și eu imagini și asta, fac încă o dată apel, am dat și numărul de telefon, îl repet încă o dată, deși cred că voi fi asaltată și de știri reale și de știri nereale, dar totul încerc. Și așa, deci la numărul, aștept telefoane la numărul de telefon 0740 639625. Și pe pagina de Facebook Coco Focșan, cu tot ce poate pentru dumneavoastră nu este interesant, dar poate pentru mine va prezenta importanță, ca să răzbun moartea fiului meu. Vă mulțumesc!